Cricul aducător de moarte. Am terminat de citit ultimele programe. Am salutat colegii din echipa operativă ce lucrau în schimbul de noapte, și am părăsit biroul șefului secției Crime, care în 1960, perioada la care mă refer, se afla în piața Nicosia. Trecuse de miezul nopții de 23 septembrie iar ziua obositoare și foarte caldă m-a făcuse să mă gândesc cu o deosebită nostalgie la concediul de care nu putusem să mă bucur din cauza sarcinilor pe care le avusesem de îndeplinit. M-am urcat în panteră alături de plutonierul Barbato și de brigadierul Luneso și, în timp ce traversam centrul orașului, mi-am dat seama Că un mare număr de persoane se distrau în voie, în pofida orei târzii. Sincer vorbind, îi invidiam, fiindcă păreau să nu aibă un gând pe lume, cel puțin în aparență, și am constatat că localurile la modă, barurile și restaurantele erau pline de oameni voioși. Lumea ar trebui să-și vadă întotdeauna de treabă, mă gândi eu, și ficatul meu ar avea de câștigat în dreptul uneia din faimoasele cafenele de pe strada Veneto, observarăm o ambuscadă pe trotuar și, dat fiind că noi practic nu suntem niciodată în afara serviciului, ne gândirăm să coborâm pentru a arunca o privire. Era o alarmă falsă. Un grup de turiști care glumeau între ei, strigând și cântând, Așa că nu ne rămase decât să intrăm liniștiți în local și să comandăm la bar trei cafele expres. Urcarea, apoi în mașină, traversară în parcul Vilei Borghese, și către orele două și jumătate mi-am luat rămas bun de la colaboratorii mei și am intrat în casă. Mai înainte de a mă culca, am citit câteva pagini din Divina Comedia, comentată de Francesco de Santis lectură care îmi destinde minunat nervii, iar la trei și douăzeci am stins lumina. La orele patru fără un sfert, după o odihnă consistentă de 25 de minute, am auzit sonăria telefonului. Mi se păru că izvorăște din fundul unui puț și, înainte de a-mi da seama unde mă aflu, în virtutea obișnuinței, am și luat receptorul, bășbăind prin întuneric și îngânând. Da, alo, era colegul meu, Adelchi Cagiano. A fost atacat un bătrân și lovit cu un corp greu, mă anunță el scurt. Sărmanul își trăiește la policlinică ultimele clipe. Pentru moment nu știu nici eu mai mult. M-am deșteptat de-a binelea și am sărit în mijlocul patului, aprinzând lumina. În regulă, mulțumesc. Voi chema imediat spitalul. Am vorbit cu subofițerul de poliție de la punctul de prim ajutor al policlinicii, care îmi confirmă internarea unui bătrân în stare foarte gravă, însă n-am reușit să aflu alte amănunte, fiindcă medicul de gardă nu stabilise încă diagnosticul. Am telefonat atunci echipei operative și prin intermediul punctului radio am cerut cea mai apropiată mașină să se ducă la policlinică anunțându-i că eu mai întârzi puțin acasă pentru a primi vești. M-am grăbit să mă îmbrac, știind că dintr-o clipă într-alta va trebui să plec. Și, curând, am și primit un telefon de la plutonierul Mereu, care se afla la bordul unei mașini de patrulare. Abia am sosit la spital, spuse el grăbit. Bătrânul e ca și mort. Doctorii fac imposibilul pentru a-l salva, însă, nu numai o minune, îl mai poate scăpa. Înțeleg, nu vă mișcați de acolo, domnule Plutonier. Peste puțin voi ajunge și eu. Între timp, căutați să obțineți toate informațiile despre victimă. La revedere! să i comunicarea pentru a-l ruga pe Cagiano să mă aștepte la centrală. Așa că am coborât în stradă. Am sărit într-o panteră care lucra în zona respectivă și am plecat la policlinică. Când am intrat în sala de urgențe, am privit mașina al ceasul și am observat că toată manevra abia demluase jumătate de oră. Era patru și un sfert. Pacientul se află într-o situație critică, mă informă medicul de serviciu. Nu rezistă fără tubul de oxigen. E în stare să vorbească? Medicul dă dune încrezător din cap. Mă tem că nu. Oricum, o încercare nu costă nimic. Veniți cu mine. Plutonierul mereu veni lângă mine și îmi dădu câteva date generale despre victimă. Se numește Pietro Aliotti, născut la Gerace Superiore, provincia Regio Calabria, la 25 decembrie 1879 locuiește de mulți ani la Roma, în bulevardul provinciilor numărul 116. Am aflat toate acestea de la fiul lui, care îl supraveghează acum. Am să vorbesc cu el mai târziu. Discuția mea cu Pietro Aliotti a fost anevoioasă și presărată de dificultăți firești, dat fiindcă el se afla încă într-o evidentă stare de șoc. Totuși am văzut imediat că Sermanul dorea să ne ajute mai mult decât îi permiteau forțele reduse și că făcea eforturi de a-mi răspunde cu orice preț la întrebări. „Curaj, domnule Alioti”, îi spusei, a plecat deasupra patului. „Veți vedea că doctorii vă vor pune repede pe picioare.” Era palid la față, alb ca cerșaful, ce l-acoperea și mișcă buzele pentru a șopti cu durere. Nu, pentru mine totul s-a sfârșit, o știu. Vă amintiți ceea ce vi s-a întâmplat? Da. Ați fost atacat într-adevăr? Da. Unde? La poartă. La poarta clădirii unde locuiți? Da. Câți erau? Nu știu. Nu i-ați văzut? Nu, m-au lovit pe la spate. Nu mai aveam ce să-l întreb, iar pe de altă parte abuzasem destul de forțele lui așa că l-am lăsat în grija medicilor și am trecut într-o încăpere alăturată, rugându-l pe plutonier să mi-l trimită pe fiul muribundului. Povestiți-mi tot ce știți, i-am cerut când l-am văzut în fața mea. Vorbiți-mi despre tatăl dumneavoastră, despre obiceiurile lui, fără a omite nimic. Îndurerat și întunecat la față, în cuvință și răspuns încet, ca și când s-ar fi concentrat. Tata îl lucrează la o stație de benzină. Îl cunoaște toată lumea din cartier și îl stimează, fiindcă, deși este în vârstă, muncește ca unul tânăr. Seara, după închidere, se întoarce acasă la cină, apoi se duce să petreacă o oră-două într-un bar învecinat. Are nevoie de aer, iar vara este nevoit să se trezească cu noaptea în cap. Suferă de ast, Exact, iese afară, face o plimbare în jurul casei și când simte că i-a trecut criza, se întoarce și se întinde în pat. Bănuiesc că asta se întâmplă des în timpul anotimpului cald, în fiecare noapte și câteodată chiar de mai multe ori pe noapte. Vorbiți-mi de cele întâmplate azi noapte. Iar seara, taică meu s-a întors acasă de vreme, ca de obicei, a cinat, și înainte de a ieși din casă a depus cele 80.000 de lire pe care le încasase în timpul zilei la benzinărie. Am ciulit urechile. Informația mi se părea interesantă. Prin urmare, domnul Alioti nu avea bani asupra lui. Întreba eu. Câteva sute de lire, nu mai mult. Le lasă acasă întotdeauna încasările din ziua respectivă. Din nenorocire, nu, din potrivă, obișnuiește să ia banii cu el și să-i scoate afară în momentul plății consumației la bar. Prost obicei, am gândit eu, care poate să-l coste viața. Cine știe câtă lume îl văzuse fluturând banii și vreunul l-a așteptat pândindu-l, fără să-și închipuie că tocmai în seara aceea el își lăsase banii acasă. La ce oră s-a întors? Am întrebat. La 11 și jumătate, însă, după o oră, a coborât din nou. Îi era rău și avea mare nevoie de aer curat. Nu l-am mai văzut decât după agresiunea pe care, care a avut loc către orele două. Aveți idee cine ar, ar fi putut fi bănuiți pe cineva? Sincer să fiu, nu. Tata nu are dușmani. Nu trebuie să ai dușmani pentru a fi victima unui hoț, mă gândi eu. Însă, nu am mai continuat, și am întrerupt pentru moment discuția. Era necesar să lansez un apel pentru a informa agenții de patrulare despre cele întâmplate. Așa că m-am grăbit să redactez un scurt mesaj prin radio tuturor mașinilor. Era vorba de a controla și identifica orice persoană suspectă. Sau care ne dădea prilejul să o suspectăm, fiindcă mergea pe fie că mergea pe jos, sau se afla la volanul unei mașini. Misiunea mea la spital era terminată, și pe la orele 5 m-am urcat într-o panteră rapidă pentru a mă deplasa pe bulevardul provinciilor la numărul 116. Am organizat o supraveghere imediată în jurul casei. Și la intrare am pus un om de gardă, pentru ca nimic să nu fie mișcat din loc sau înlăturat și după ce am chemat echipa de criminalistică pentru revelarea urmelor, am pornit la cercetarea mănunțite. L-am anunțat pe proprietarul barului frecventat de Alioti că doream să-i vorbesc și, așteptându-l să sosească, am urcat în casă pentru a interoga restul familiei. Fata bătrânului, Carmela, îmi confirma îmi confirmă că l-auzise pe taică său după miezul nopții și adăugă deprimată. Nu l-am întrebat nimic, fiindcă sunt obișnuită cu plecările lui neașteptate. L-am văzut numai când l-au adus rănit acasă și m-am trezit. Cine îl însoțea? Nu știu, mi se pare că erau mai mulți. Am recunoscut un tânăr din bloc, însă emoția spaima. Când am putut să constat în continuare, era vorba de o casă solidă cu zece etaje și diferite intrări care răspundeau într-o curte grădină. Imobilul era alocuit de numeroși studenți, printre care și tânărul indicat de Carmela, un tânăr de 20 de ani, pe nume Gabriele Monrico. M-am întrebat vag cum de băiatul acesta circula la două noaptea, astfel încât să fie gata să-l ajute pe Alioti și chiar să-l transporte împreună cu alții în casă însă a fost un gând trecător și, dată fiind împrejurările, nu m-am oprit îndelung asupra lui. Sosise între timp domnul Ruggero Fillo, proprietarul barului, și îl rugai să-mi spună tot ce știa despre bătrân. Ne-am adunat cu toții în localul său, unde a prins lumina, afară fiind încă întuneric, și mi-a povestit pe scurt ce știa despre Alioti. De la început mi-a declarat că îl stima foarte mult, și continuă să-i să aducă laude plângându-l ca pe un om la locul lui bun și chipzuit. Îmi vorbi apoi despre persoanele care se aflau la bar în seara precedentă și îmi dădu numele câtorva clienți obișnuiți. Firește, preciză el, erau câțiva care știau că Alioti purta asupra sa sume importante după închiderea benzinăriei. Nu vă vine în minte niciunul care, după părerea dumneavoastră, ar putea fi suspectat de comiterea acestei agresiuni? Din păcate, nu. Localul meu este frecventat de oameni cum se cade. Cazul părea mai greu decât prevăzusem. Lipseau indiciile și nu existau martori oculari. Am depășit un justificat sentiment de dezamăgire și, în speranța de a obține pe alte căi informații de valoare, am continuat să păstrez o strânsă legătură radio-telefonică cu mașinile poliției care brăzdau orașul. De la echipa operativă am aflat că cei reținuți se ridicau la vreo 50 și printre ei se afla și tânărul Gabriele Monrico, iar de la policlinică am fost informat că Pietro Alioti se stingea. Am hotărât, la iuțeală, să mă întorc în birourile din piața Nicosia, iar când am ajuns, l-am rugat pe Caggiano să verifice pe toți vizitatorii obișnuiți ai barului, în timp ce plutonierului Barbato i-am solicitat să-mi procure datele de stare civilă ale chiriașilor din bulevardul provinciilor numărul 116. În rest, problemele normale de administrație, adică aceeași operațiune obișnuită, pe scară largă, care necesită un mare număr de oameni și mijloace pentru controlul diferitelor sectoare ale drojdiei societății, de la șantajiști la perverși, de la hoți la prostituate, de la suspecți la spărgători. Fără îndoială, Pietro Alioti fusese atacat cu scopul de a fi prădat, însă una era să fi convins și alta să pui mâna pe vinovat. Putea fi vorba de un cunoscut al victimei. De acord, însă tot atât de bine putea fi un hoț ocazional care trecuse întâmplător pe acolo și profitase de întâlnirea cu un bătrân singuratic. În cazul acesta, dificultățile ar fi crescut considerabil. Și această perspectivă nu mă entuziasma, cu atât mai mult cu cât eram foarte hotărât să-l răspund pe acel cum se cade a Liotii. În câteva ore de interogatorii intense, am cercetat peste 50 de reținuți, fără să descopăr însă nimic interesant. Apoi mi-a fost adus Gabriele Monrico, și instinctul asociat cu o anumită curiozitate m-a determinat să-i acord toată atenția. Era un tânăr înalt, zvelt, îngrijit, îmbrăcat elegant în negru, însă fără cravată și trebuie să mărturisesc că mi s-a părut puțin cam sigur de sine. În spatele aparentei sale răceli, intuiam o personalitate complexă, așa cum nu e greu să găsim la mulți exponenți ai noi generații arse sau cum dracu vor să-i mai zică răspunse cu respect la întrebările mele și îmi povesti că se întorcea tocmai acasă, însoțit de doi prieteni, Enzo Ciomei, domiciliat în strada Concordia numărul 6, și Raffaele Masolo, din strada Livorno numărul 1. De ce așa târziu? Am întrebat pe un ton indiferent, presupunând că dacă m-aș fi arătat prea interesat, s-ar fi închis într-o tăcere prudentă. Ne întorceam de la o petrecere studențească. Înțeleg. Și ce s-a întâmplat după aceea? Imediat ce am intrat în gang, am auzit niște vaete și am văzut un bătrân la pământ rănit. Și am încercat să-l ajut, ajut și să-l duc în apartamentul său. Îl cunoșteai? Da, locuiește în același bloc cu mine, însă la o altă scară. Continuă. Păi, l-am ajutat, apoi, împreună cu cei ai casei, l-am dus la policlinică. Nu aveam niciun motiv plauzibil să pun la îndoială declarațiile lui Monrico. Totuși ceva din comportarea și din tonul vocii sale mă nedumerise. Simțeam nevoia să cercetez în profunzime situația acestor tineri care hoinăreau prin oraș la ora două noaptea, nepăsători de cele ce aveau să le spună părinții lor. L-am invitat pe Monrico să rămână la dispoziția mea și dădui ordin ca mei și Masolo să fie imediat găsiți și aduși în biroul meu. Când i-am avut pe toți în mână, i-am interogat separat, încercând să-mi formez o părere asupra caracterului lor, asupra mentalității și, mai înainte de toate, asupra sincerităților. Și mi-am dat seama că, dintre toți trei, Masolo, era fără îndoială cel mai maleabil, dar și cel mai preocupat. Părea că este frică să nu cadă într-o cursă și privea în prejur ca o fiară încolțită sau, mai bine zis, ca un copil în căutarea unui ajutor. L-am tratat cu amabilitate, evitând tonurile brusce și întrebările directe și am reușit să scot de la el mărturisiri deconcertante. După cât se părea, tânărul, ca și amicii lui, se bucura de o libertate nelimitată. Dispunea de un automobil propriu și, în aparență, nu, nu dădea socoteală nimănui despre acțiunile sale. Am avut un sentiment neplăcut la auzul acestor enormități, și mă întrebam la ce putea duce o educație modernă, concepută cu atâta dispreț pentru normele sociale felul meu de a discuta în calitate de frate mai mare își ajunse oricum scopul, rupând zidul de neîncredere care se creează de obicei în relațiile dintre bătrâni și tineri. Și lui Mas Solo nu-i fu greu să-mi spună cum își petrecuse timpul în decursul nopții. Am fost la o petrecere studențească, apoi am colindat cu mașina prin oraș, fără un scop bine definit, până când am terminat benzina, Mi-am amintit pe neașteptate că proprietarul barului m-a făcuse atent asupra sosirii a trei tineri în localul său, pe la miezul nopții, și am vrut să-l pun la încercare pe Masolo. Îl cunoști pe domnul Filo?" L-am întrebat pe neașteptate. Pe cine?" Pe patronul barului, unde se duce mereu prietenul tău, Monrico." Se înroși și-și voi înainte de a răspunde. Monrico frecventează atâtea baruri. De acord, am replicat eu cu blândețe, însă eu mă refer la acela din bulevardul provinciilor. Haide, știi bine care. Deveni din nou morocănos și irascibil și dădu din cap. Nu, nu-l cunosc. Ce motive avea să mintă? Nu voia oare să-mi dea posibilitatea să cred că se află în vecinătatea locului crimei? Cu puțin înainte ca aceasta să fie crimă, era o prostie din partea lui, însă nu trebuia scăpat din vedere că era vorba de un băiat neobișnuit cu polemica și subterfugiile. Afară de aceasta, dacă avea ceva de ascuns, se temea să nu vină în contradicție cu ceea ce ar fi admis prietenii lui mai înainte. Ajungea să-mi fi spus, nu-l cunosc pe domnul Filo, însă cunosc barul despre care vorbiți. Am fost acolo azi noapte cu prietenii mei. În schimb, prefera să se mintă. Nu i-am reproșat minciuna, prefăcându-mă că n-am remarcat-o și am schimbat subiectul. Bănuiesc, i-am spus că hainele cu care ești îmbrăcat sunt aceleași cu care ai fost la petrecere? Mă privi încrezător, apoi se convinse că întrebarea era inofensivă și răspunse afirmativ. Da, sunt aceleași. Și cele ale prietenilor tăi? Se gândi un moment și răspunse de asemenea afirmativ. Era așa cum îmi închipuisem și îmi repetai că numai Morico era fără cravată. De ce? Unde o lăsase? La petrecere o avusese cu certitudine, ca toți prietenii săi, și doar nu se mai dusese pe acasă. Se făcuse nouă dimineața. Interogatoriul celor trei tineri alternase cu cel al câtorva locatar din bloc și începusem să-mi fac o imagine destul de clară a situației. Încercai să trag primele concluzii împreună cu colaboratorii mei, cei mai apropiați, și îmi dădui seama că depozițiile lui Monrico, Xiomei și Masolo se contraziceau în câteva puncte. Nimic grav dacă n-ar fi fost la mijloc un muribund, însă destul pentru a trezi bănuielile noastre în cazul respectiv. Totuși, declarațiile chiriașilor asupra lui Monrico erau unanime. Toți îl descriau ca pe un tânăr violent și arogant, un cap înfierbântat, în timp ce aceia care îl cunoșteau pe Masolo afirmau că era vorba de un tânăr politicos, educat, în esență bun. În ceea ce îl privește pe șomei, nu obținurăm nimic deosebit, nici în bine, nici în rău. Un tip incolor, Probabil un dominat, incapabil să se opună voinței altuia. Era clasicul terțet bine armonizat, gânditorul și executorul, într-o admirație nemărginită față de tovarășul lor mai drept decât ei. Cine altul decât Morrico ar fi putut să dea lovitura. El îl cunoștea pe Alioti, știa de bani, locuia în același bloc, avea tot dreptul să intre în casa aceea. Și bătrânul n-ar fi bănuit nimic văzându-l că se apropie. Firește, navigam în marea supozițiilor. Aveam nevoie de multe pentru a transpune teoria în certitudine. Totuși simteam că apucasem pe un drum bun, și aveam de gând să bat fierul cât e cald. Am încercat să evit rudele celor trei tineri care în mod justificat căutau să afle motivele unei rețineri atât de prelungite și, în timp ce oamenii mei percheziționau minuțios clădirea din bulevardul provinciilor în căutarea unui indiciu și a armei cu care se săvârșise crima, mi-am concentrat din nou atenția asupra, asupra lui Massolo, L-am dus într-o cameră separată și am încercat să-l fac să se simte la largul lui, oferindu-i cafea cu lapte și pâine, întrucât băiatul nu luase micul dejun și vorbindu-i pe un ton prietenos, dar serios. L-am lăsat să întrevadă poziția periculoasă în care se situează cei ce împiedică acțiunile justiției. Sincer să fiu, aș fi pus capăt acestor discuții. Însă, repet, mă muncea gândul că tânărul îmi ascundea ceva grav și consideram că merita să insist. Ești un băiat instruit și inteligent, îi spusei. Dacă știi ceva, ai datoria să ne ajuți. Sunt sigur că îți dai seama de asta. Aici nu este vorba de a trăda un prieten, ci a Delimita responsabilitatea ta de aceluia care a încercat să te nenorocească. Se îngălbeni ca un mort și holbă ochii, însă dădu din cap cu încăpățânare. Nu știu nimic, nu înțeleg despre ce vorbiți. Fiule, nu ți-a propria situație, am spus cu intenția de a grăbi lucrurile, citind spaima pe fața lui. Un biet bătrân nevinovat este pe punctul de a-și pierde viața nu este vorba de o prostie copilărească, ci de o crimă. Continuăm așa până la 11 și jumătate, când Masolo, la capătul forțelor, a o neașteptată criză nervoasă și îmi ceru printre sughițuri să-și vadă mama. Simțeam că ne apropiem de dezlegarea acestei triste întâmplări și, bucurându-mă totuși că n-am abandonat pista, încercam un sentiment de milă pentru tânărul care stătea în fața mea, implorându-mă cu mâinile împreunate să-l ajut. Mărturisirea ieși de pe buzele sale în frânturi, ciuntită, întreruptă continuu de izbucnirile de plâns, și m-a lăsat în pietrit. Sunt obișnuit să am de-a face cu durerea și răul omenesc. Însă, auzindu-l pe copilul acela vorbind, mi s-a părut că trăiesc un adevărat coșmar era imposibil să cred că trei familii, trei tineri de familie bună, în pragul maturității, sănătoși fizic și fără necazuri, ar fi putut să pună în aplicare un plan nebunesc cu atâta inconștiență rece și atâta hotărâre. Mărturisirea lui este aceasta. La sfârșitul petrecerii am făcut un tur cu mașina, apoi ne-am dat seama că benzina era pe sfârșite iar eu am propus să ne întoarcem acasă. Morico a spus însă că are o idee grozavă. Cunosc un bătrân de lângă mine, care are întotdeauna ceva bani. Haideți să-l căutăm. Dacă îl găsim, îi dăm una în cap și plecăm cu banii. Credeam că glumește, dar el vorbea serios. Oricum, și o mei și cu mine ne-am lăsat convinși și am ajuns în bulevardul provinciilor unde am intrat într-un bar pentru a vedea dacă bătrânul se găsea acolo. I-am dat de urmă ceva mai târziu, în preajma casei, și Monrico ni l-a arătat. Nu aveam un plan bine precizat. În orice caz, am ajuns înaintea bătrânului la poarta casei și în timp ce eu stăteam la volan și o mei se pitise lângă intrare, stând la pândă, iar Monrico își pregătea arma alcătuită dintr-un cric învelit într-un ziar legat cu cravata lui. Peste câteva minute, bătrânul sosi și intră în gang, unde Morico, ascuns, îl aștepta. Eu n-am văzut nimic, n-am asistat la agresiune. Știu numai că și o a venit repede la mine, cu ochii ieșiți din orbite, și mi-a spus, l-au omorât. Apoi a venit și Morico, și la reproșurile mele a răspuns că a trebuit să-l lovească puternic, de frică să nu-l recunoască. Acum, a adăugat el, să arătăm că ne aflam din întâmplare pe aici și să alergăm să-i dăm o mână de ajutor. Eram înmărmurit. Nu sunteți trei gangsteri profesioniști, am observat eu pradă unui sincer sentiment de durere, dar v-ați comportat ca atare nu v-ați gândit niciun moment la consecințele faptei voastre? Nu voiam să-l ucidem. Desigur, nu voi să-l ucidă. Voiau doar să-l amețească și să-i fure banii și gândeau că asta, în fond, nu era atât de grav. Dar ce să mai discutăm? Unii tineri ne rezervă, ne rezervă astfel de surprize. Însă eu nu știu cui să-i atribui vina. Societății, familiei, anturajului, exemplului rău, cu ce am greșit noi, bătrânii, ce vor copiii noștri, ce caută, în ce direcții se îndreaptă. Îmi adresam în liniște aceste întrebări, cu toate că știam că nu sunt în măsură să-mi dau un răspuns. Apoi m-am întors hotărât la datorie și l-am supus pe șomei la un interogatoriu serios. Rezistă jumătate de oră apoi recunoscu, confirmând cuvânt cu cuvânt mărturisirea lui Masolo. Ultimul lui Monrico îi lăsasem osul cel mai tare și n-am fost surprins când a negat totul cu o hotărâre extraordinară. Prietenii tăi au declarat că te-ai întors în mașină fără cric. I-am spus, unde le-ai ascuns? Cum ai scăpat de el? și, văzând cum strânge din buze, fără să răspundă, am continuat grav. Ai să vorbești, băiete, pot să jur. Până una alta îți vor pune cătușele și ori să te ducă în bulevardul provinciilor. Vei da un spectacol. Cei din bloc care te cunosc te vor admira între doi agenți. Dar tu ești un tip sigur pe tine, nu-i așa? Pe tine nu te interesează părerea altora. Bine, să mergem așadar. Hai să-mi arăți tu singur ascunzișul cricului. Scontasem pe factorul psihologic și, din fericire, nu mă înșelasem. Morico își pierdu cutezanța încet, încet, pe măsură ce mașina se apropia de bulevardul provinciilor. Și când coborâm în fața numărului 116, nu se simți în stare să înfrunte privirea acuzatoare a vecinilor și chiriașilor. Mă chemă de -o parte și îmi spuse cu voce scăzută. Veți găsi cricul pe caseta contorului de gaze la jumătatea scării dintre etajele 2 și 3. Speram să-l iau de acolo înainte ca oamenii dumneavoastră să-l poată descoperi. De fapt, nu-l descoperiseră. Ascunzătoarea era bine aleasă. Mirosul gazelor ar fi înlăturat până și câinii polițiști. Abia când cricul mi-a fost înmânat, învelit încă în ziar și legat cu cravata, am putut să consider cazul încheiat. Trist caz și foarte trist bilanț. Un sărman bătrân ucis cu sălbăticie. Pietro Alioti a murit la 26 septembrie. Trei familii, pradă durerii și rușinii, trei tinere existențe trunchiate de mâna dreaptă a legii. Un ultim amănunt, în momentul agresiunii. Pietro Alioti avea în buzunar 225 de lire. Polițist Nicola Shire